ce avem noi aici de reparat. O bară care a mai fost săraca reparată într-un stil foarte frumos. Și o avem la reparat. Și după reparație o să-i adăugăm un lip frumos. Bun. Păi să ne apucăm să o demontăm, să trecem la treabă. Bun, am terminat bara de demontat. Să ne apucăm de treabă. Bun, și acum să vă arăt la această bară minunată ce am găsit aici. A fost o crăpătură, dar crăpătura aia s-a dovedit a fi bucăți de kit. Deci, așa ceva avem noi aici și trebuie să dăm jos. O să vă arăt mai târziu ce am descoperit aici. Se pare că la tinichigiu care a fost bara, cel care a reparat această bară, sunt sigur că a fost kitul la ofertă. Absolut aproape toată bara este îmbrăcată în kit, nu știu. A primit o hăinuță așa frumoasă de kit. Am făcut o mică pauză. Am luat o pauză să vă arăt cam în ce stadiu am ajuns. Încă mai am de dat vopsea jos, pe unde e nevoie, pe unde e kit. Se vede că sunt foarte multe straturi de kit. Foarte, foarte multe. S-a lucrat, se pare, la bara asta de foarte multe ori. Și am zis să fac o pauză să vă arăt în ce stadiu am ajuns. Și cu ce o să continuăm? O să continuăm cu 80, apoi o să continuăm cu un 180 și apoi o să continuăm cu un 400 când va fi pregătită de filler. Să trecem la treabă. Am început cu fillerul. O să aplicăm două straturi de filler, pentru că bara a fost foarte rea. Ne vedem la final. Bun, am terminat fillerul de dat. Am luat o granulație de 400 și să ne apucăm să finisăm acum. Bun, am terminat bara de finisat și în momentul de față este pregătită pentru vopsit. Bun, am terminat bara de vopsit, cam așa arată. Am aplicat 2000 de lac. Acum o lăsăm la căldură, la coacere. Bun, am terminat bara de montat și acum opțional avem de montat un lip și cu două splitere. Bun, cam așa arată finalul și cu lipul și cu splitere, montare opțională. Asta este finalul. Rezultatul final.